Alături de mine, domnul Georgescu. Bine ați venit la emisiunea Midnight Poker. Cum ați început să jucați poker? Bine m-am găsit. În urmă cu 10 ani am niște prieteni care erau pasionați și jucau deja. Așa am început și eu să joc online pe chipsuri virtuale. Apoi am prins curaj și am participat la un turneu live. Și ca de obicei, începătorul are noroc și am câștigat o sumă. La vremea respectivă mi s-a părut frumușică și mi s-a părut că sunt bani câștigați ușor. Și așa m-a prins fenomenul. Și am continuat, încerc să mă perfecționez și iată-mă aici, astăzi. Dacă ar fi să descrieți pokerul în câteva cuvinte, cum l-ați descrie? În câteva cuvinte, aș putea spune doar într-un singur cuvânt că este un joc complex. Și pot să spun că îți trebuie foarte multe calități ca să poți să faci față tensiunii acumulate în timpul unei partide, mai ales dacă este și o miză importantă. Îți trebuie foarte multă răbdare, foarte mult curaj până la urmă și stăpânire de sine. Și să poți să treci peste momentele de bad beat. Pentru masa Midnight Poker, ați venit cu o strategie? Am câțiva prieteni care au încercat să mă concilieze, mă încerc să o aplic. Acum, în funcție și de desfășurarea evenimentelor, să văd ce strategie o să adopt. Suntem și noi curioși și sper să vă dau cecul la sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc!